Mergem la conferința România Inteligentă. Sunt discuții extrem de importante apropo de sănătatea românilor. Haideți să ascultăm. Complicațiilor oculare, ale diabetului. De aceea este acest prag de 126, pentru că a fost asociat cu complicațiile oculare. Diagnosticul de diabet nu înseamnă o valoare de glicemie de 150 și neapărat o hemoglobina 1C peste 6,5. Poți avea valori de 111-113 și trebuie făcute testări suplimentare pe care le poți accesa gratuit și prin medicul de familie și prin medicul specialist diabetolog. Asta e foarte important. Condiția la dispoziție aceste lucruri și vreau să vă anunț, spuneam mai devreme, că în acest efort de a ne alătura și noi campanii de informare, iată, astăzi putem să privim această planșă în care avem partenerii care deja s-au anunțat că vor să fie alături în această cooperare pentru un viitor sănătos și e vorba de primăriile din Alexandria, din Brașov, din Cluj-Napoca, de primăriile din București, sectoarele 2 și 5, că e vorba de Consiliul Județean din Ilfov, Galați, Tulcea, Telorman, Vâlcea sau Vrancea. Îl salut și pe primarul din Alexandria, pe domnul Victor Drăgușin, în legătură directă cu noi și vă felicit în primul rând că înainte de a lansa noi acest parteneriat, domnule primar, am văzut că aveți o inițiativă care deja are vechime acolo în Alexandria. Tu știi ce mănânci, un program dedicat copiilor, tocmai pentru a încerca să-i îndepărtăm de tentațiile nesănătoase și să-i aduceți mai aproape de un alt regim de viață, nu? Respectele mele, domnul Ursu, și mulțumesc mult de tot pentru invitație. Avem antecedente, nu? În sensul ăsta. Și ceea ce nu v-am spus niciodată dumneavoastră este că eu sunt beneficiarul unui diabet, fără a avea în familie antecedente. O alimentație nesănătoasă m-a adus aici, poate mai puțină mișcare, și atunci am considerat ca o ambiție personală să mă implic și eu și instituția și să folosesc puterea cu care am fost investit de statul român să prevenim, să conștientizăm în rândul copiilor tineri, mai ales că cel puțin la noi, dacă cred că e o chestiune națională, obezitatea infantilă începe să devină îngrijorătoare. Suntem în al treilea an, proiectul pilot pe care l-am inițiat, Tu știi ce mănânci, sunt 250 de copii angrenați și vreau să vă spun ca primar, și pentru că am studiat, pentru că avem experiență, avem foarte multe pârghii legale, autoritatea publică locală aproape poate susține orice fel de formă, sigur, într-un cadru legal, pentru a preveni, pentru a monitoriza pe copiii care, din păcate, sunt la limită și, de asemenea, pentru a consilia atât familiile cât și copiii care beneficiază. Vreau o să punem și noi umărul, cum spuneam, de la începutul anului viitor și sper ca planșa pe care am văzut.